Salut, Capricorn! Voi face citirea pentru luna nouă din Fecioară. Se perfectează pe 15 septembrie la ora 4:40 în ora Bucureștiului, în 21 de grade și 59 de minute Fecioară. Pentru voi este o casă a cunoașterii, a studiilor, a călătoriilor, a examenelor, cunoaștere spirituală, cunoaștere de sine. Vom vedea în primul rând sfatul tarotului ermetic. Concurență, rivalitate, luptă pentru o afacere, pentru o situație, Saturn în leu, blocaje, dar această rivalitate întotdeauna nu știți niciodată cine câștigă. Chiar dacă folosiți mici bârfe, mici minciuni, mici răutăți, nu veți ști niciodată cine câștigă. Să vedem sfatul, deci cele trei cărți. Aveți un 5 de cupe. Este o arcană care arată și Marte în Scorpion. Marte în Scorpion este în domiciliu, dar nocturn am zice pasiuni, secrete, lucruri ascunse, dezamăgire, obiective pe care nu puteți să le atingeți, ocultism. Chiar la acest tarot arată și acest semn de magie neagră. Deci, cam acesta ar fi principal aspectul cu cinciul de cupe. Dar un as de monede arată bani pe care puteți să-i primiți, bani care poate să vă ajute să un talisman al norocului este considerată, bani care poate să vă ajute să cumpărați o casă, să achiziționați o mașină. Deci, ceea ce v-ați dori voi. Este un aspect foarte benefic acest as de monede. Trebuie să-l folosiți, așa cum am spus de fiecare dată, atunci când soarele este în aspecte benefice cu Jupiter. După data de luni, deci 11, acest aspect benefic cu Jupiter dispare. Aveți aici și va reveni mai târziu. Speranța. Speranța de a vă atinge un scop, de a vă proteja calea, drumul în viață, preferând adevărul, dreptatea. Întotdeauna spunem, privim spre soarele dreptății pentru a primi știința adevărului. Această contopire cu natura. Deci, dă un aspect foarte benefic. Haideți să vedem. Deci, pentru voi, runele. Să vedem ce spun runele. Bun. Deci, aveți
câteva aspecte benefice, dar și foarte multe care nu sunt benefice, da? Așa. Bun. Acesta, așa, și așa. Haideți să începem. Deci, s-ar părea că voi ați luat o decizie. Este o decizie unde ciocanului tor. O decizie unde ați avut niște informații, niște lucruri spuse de alții, dar ceva foarte vag, astfel încât voi ați ales voi. Deci, totdeauna când spunem decizia pe care ați luat-o, nu, a depins de voi. Și ați luat o decizie greșită, care va duce din dificultate în dificultate. Deci nu puteți ieși dintr-un cerc, am zice, al hazardelor, un cerc al dușmanilor care vă fac probleme și nu puteți face nimic. Puteți să consultați o persoană calificată în problema voastră. Voi ați luat această decizie probabil legată de o mutare. V-ați mutat cu locuința, cu locul de muncă, dar această mutare nu v-a adus nimic benefic. Ați vrut probabil să vă eliberați de familie. Poate că familia într-adevăr vă crea probleme, vă expulza, nu vă înțelegeați și atunci ați prefera să vă mutați. Ați avut o pierdere financiară, uitați-o, deci o pierdere de bani, o cădere de vitalitate, de energie, o relație care nu s-a perfectat, aspecte destul de neplăcute care toate pleacă de la familie. Familia care nu v-a înțeles, nu v-ați înțeles cu familia și acesta este un aspect care v-a făcut vulnerabili. Dar totuși aici aveți niște arcane foarte bune. Adică ce vreți voi să întreprindeți acum legat de cunoașterea de sine, de spiritualitate, de studii, de călătorii, de orice ați vrea să faceți, veți primi un sfat, poate legat de toată această situație care vă blochează și vă ține blocați într-o anumită situație neplăcută, și veți primi un sfat. Acest sfat va duce, am zice, o victorie, o reușită. Dacă sunteți într-o afacere, acest sfat va duce o creștere a afacerii, o dezvoltare sau o reușită. Și poate să fie și o energie masculină, un bărbat care vă ajută. Poate să fie chiar și o persoană care ține la voi, dar este o persoană unde am putea spune că putem vorbi foarte puțin despre căsătorie, mai repede putem vorbi despre o înțelegere, un ajutor, prietenie. Cam acestea ar fi aspectele. Și, bineînțeles, aici apar două arcane care arată că chiar dacă ați avut această cădere de vitalitate, de energie, o să vă repuneți foarte repede pe picioare cu vitalitatea, cu energia și plus cu această rună care arată daruri, daruri sentimentale, daruri materiale, un aspect foarte benefic. Deci am putea spune că totul se schimbă în viața voastră de la acest sfat. Un sfat care vă ajută foarte mult să ieșiți din această situație. Asta ar reprezenta cunoașterea spirituală pentru voi, călătorii. Eu vă doresc numai bine, deci așa cum am spus aici, vedeți că este această arcană care arată dezamăgirea, nemulțumirea voastră cu pele negre, dar aveți și asul de monede și speranța. Odată cu asul de monede se deschide și speranța pentru voi. Și uitați aici, un sfat bun, o victorie, o reușită
și o repacere a sănătății și a aspectelor legate de vitalitate. Deci, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați și voi canalul, să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!